afară de... Care noi doi? Insignă, nu care noi doi? Bine, Mariana, însuși o întrebare perfectă. Mi-a zis, dacă mi-a zis. Eu zâmbesc, tu ești frustrat. Până și cutiuța. Uite ce frustrat ești. Domnișoara Cristina. Uite ce secat ești. Se vorbește mereu, te ia la mișto și cutiuța aia. Uite. Cum e, bă, să fii luat la mișto și de cutiuța? Uite ce secat. Acolo la baie a văzut că nu se filmează și a dat tricoul jos și eram și eu și aia. Păi a zis să profil la maxim. Eu cred că în momentul de față Mariana îl dorește pe Codruț și, și Comăniș mă dorește pe mine. Dar de ce tot îmi induci că mie nu-mi place de Andrada? Cumva îți place ție de mine sau cum? Eu sunt genul tău de femeie, nu este Andrada. Ce-ai întrebat pe fata aia dacă are sânina ta? Ești curios tare așa de ce vezi frumos în jurul tău. Sunt curios, n-am și eu voie să cunosc omul. Bă, tata, dacă ești așa într-o relație, ai iurea să întrebi. Uite, tu ai întrebat, mă, fata, dacă are sânina ta, dacă ești într-o relație cu altcineva. Cazi, am zis eu vreo secundă că sunt într-o relație? Da, ai spus că da. Când? Ai spus da, sunt într-o relație și o să afli când mergi dincolo. Cu cine? Și am spus eu, Maria. Am făcut ceva oficial aici? Ai spus cu gura ta că ești într-o relație. N-ai spus cu cine, dar ai spus cu vă vedeți, vă pupați, vă vedeți, vă pupați, vă luați apărare, vă comportați ca și cum ați fi într-o relație. Da, dar nu ai spus și tu. N-am oficializat nimic. Maria mi-a zis mie în casă că mi se pare un dezavantaj să n-ai sân. Și a intrat fata asta și Marinescu direct la sân s-a uitat. Păi și dacă nu ai oficializat, vrei să-i pui silicoane mai ei? Și a intrat fata asta și tu direct la sân. Poc. Vrei să-i pui silicoane mai ei? Bă, dar am pus o întrebare, fete, n-am voie să pun. Nu, dar am zis că prea s-au nimerit lucrurile astea. Păi stai, mă, fratele meu, că a venit fata mai avea puțin și venea aici în sutien. Bă, vrei să-i pui silicoane mai ei? Păi și dacă nu e oficial ceea ce spui tu, înseamnă că poți să-ți permiți. Vrei să-i pui silicoane mai ei? Vrei să-i pui tu viața mea? Bă, stai, mă. Maria vrea să-ți pună Marinescu silicoane. Și ce? O să-mi pun eu singură, nu trebuie să-mi pună el. Păi vrea să te vadă. Nu, stai, nu vrea să-ți pună silicoane, vrea să te vadă cu silicoane. Păi Comănici. Zim și mie. Ești foarte atras de sân și de Lasă că se duce acasă, nu o să mai fie atras. La limba română. Bine, Maria, bine. Bine pe intervenție. Vorbești. Vorbești un minut, se taie. Băi, se ia, se ia. Ce vorbești tu că... Se ia. Păi, dar nu înțeleg de ce mă cauți, asta nu înțeleg. Dar nu te cauți, spunea, vorbeau băieții ăștia de sânii seiei. Da, frumoși și... Păi ce nu, numai Marinescu vorbea de asta. Marinescu era numai șocat. Marinescu vorbea cu mânici, cu retificare. A zis că mai avea puțin și venea în sutien aici. Bine, dar nu văd o problemă, într-adevăr are niște sâni frumoși și... Da, dar era șocat omul, era... Cu nici până la oi cu Victor, dacă nu vrei să te uiți la sânii. Dar nu eram șocat, Comăniți. Dar n-am o problemă la oi, data viitoare, Marinescu, nu te mai uita la sânii. Comăniți, singura persoană care... Dar nu e o problemă să se uite. Mariana, Maria, odată singura persoană Comăniți care poate să fie... Odată ce mai avea puțin și venea în sutien... Da, Mariana, ai dreptate, bravo, bravo ție. Ce vina am eu când mi-am făcut mama... Persoană care poate să fie șocată de ceea ce am văzut eu, ce ești tu. Și zic și de ce. Pentru că n-ai mai văzut în viața ta așa ceva. Ți-o uite, fratele tău. N-ai văzut în viața ta. Auzi, dar cu ce sunt eu vinovată că am... Maria. Vă zici? N-ai nicio vină tu. Păi și cum adică că mai aveam un pic și veneam în sutien? Care-i problema? Păi da, eu am pus mâna mai devreme pe două. Am spus eu că primul lucru care mi-a ieșit la tine în evidență au fost sânii. Pentru că ai intrat cu un decolteu foarte, proeminent. Acum încolo, aia să nu mai spui că nu te-a atins niciun bărbat. Păi și asta e rău sau cum? Voi să vin bine. Acum ce vrei, Comănici? Vrei să faci, Comănici, vrei să faci subiect pe... Acum, scuză-mă. Nu. Afirmai că ești inteligent. Sapă mai adânc. Vorbește ceva concis ca să avem cu ce să ne dezbatem. Nu mă pot dezbate cu tine pe... Dacă vorbesc despre altceva cu voi, spuneți că fac materiale. Nu, draga mea, uite. Hai să discutăm subiectul ăla, Derry. Ești în stare? Te ascult. În care te-am incriminat eu pe tine să nu mai zici nici măcar o secundă că o să fim prieteni aici în emisiune. Da, ce am zis? Pentru că tu ai fost prima persoană
care mi-ai greșit mie, înțelegi? Și o să spun și cu ce. Păi, tu ești extrem de parșiv. Așa. Dintre noi doi, tu ești persoana care se gândește numai la ea și ți-am mai spus odată, am mai revăzut gala aia în care am fost eu eliminat, înțelegi? Crede-mă, multe lucruri se iartă, dar nu se uită. Pe când în cazul meu, eu nici nu uit și eu nici nu iert. În momentul în care tu comunici, da? Ai dat-o așa de cameră, domne, parcă l-aș vrea pe Marinescu, dar nu-l vreau pe Marinescu, dar aș lua banii, dar nu i-aș lua. Tot ce ai făcut tu atunci a fost pe sumul stății, înțelegi? Pentru că tu erai absorbit de acel cec, înțelegi? Nu mai spune tu mie că eu îl protejam pe Marinescu dacă Marinescu nu mă făcea pe cățeluș. Nu, am zis așa. Bă, dacă aș fi avut un motiv suficient de bun să-l protejez pe Marinescu, îl protejam cu cel mai mare drag. Nu. Dacă mi-era prieten, așa am spus așa, dacă era George Achebonu sau Paul în momentul ăla în față, cu siguranță Marinescu, nu aș fi luat cec. Mai are să despoate nu ai fi luat cecul? Nu aș fi luat cecul. De ce? De frică? Nu, de frică. Îți este frică? Marinescu! Frică. Da, stai Adriana, stai, Adriana, lasă-mă. Adriana, îți este frică, Comănici? Frică mie de cine să fie? Da, îți este frică? Băi, în momentul ăla, Comănici, eu eram persoana care nici măcar, băi, nu ți-am greșit cu absolut nimic, Comănici, eu atunci, înțelegi? Te-am făcut odată cățeluș atunci în gală. Cățeluș, mi-ai spus că-s fetița ta. Ok, fetița mea, fetița mea. Vrei okay. să mă faci? Păi eu îți dau ție, fii atent. Îți zice cum a venit pe mine? Vezi că-ți fac aia să-ți spun. Bă, hai să-l protejez pe Marinescu. Da, 1500 de euro din buzunarul meu ca să-l țin aici, să-mi facă mie viața grea dacă la moment comăniștii ăștia nici măcar nu erau așa de apropiați cum consider tu. Ăla arunca cu scaune după tine, tot ăla dădea cu cărți în gura ta, ăla altul susținea pe ăla și în momentul în care tu ziceai ceva, îți spunea mâna la gură, înțelegi? Pentru ăștia te bași tu în foc, te întrebi. Eram mai copil atunci și nu știam cum se învârt lucrurile în emisiunea asta. Erai mai copil. Da, acum sunt bătrân în emisiunea asta. Cam și nu erai mai copil? Da, o scuză ceea ce spui tu acum. Uite-te în poza aia. Ai zis aici în emisiune. Uite-te în poza. Eu am mai fost în emisiune în sezonul 2. Aveam experiență. Și în momentul în care am intrat în emisiune, am vorbit foarte mult și am făcut foarte mare rating. Au fost fișele astea, da. Eu am zis vorbele astea. Mi-a zis ce ai vorbit tu cu Romeo? Când am mai vorbit tu cu Romeo? Vine cu povești de acum. Păi cum, că Romeo îți cază bieri? Nu e adevărat. Ha? Nu e adevărat. Păi vii cu minciune aici. Ăsta știe că nu e adevărat și face așa ca să facă materiale cu mine. Ce, că azi știe că nu e adevărat? Păi da, normal că știe. Păi poți să aduc telefonul în orice moment să avară. Dar ce, chiar îți place de casă pe bune? Fără mișto. Să te cred? Mă jur. Îmi place. Dar nu simt aceeași chestie din partea lui. Ai zis că ai venit aici în emisiune și ai vorbit mai mult decât toți. Cum faci? Eu? Da. Și tu îmi zici mie că nu, domnule, că eram și eu copil și în a doua zi, da, eram un pic mai răutăcios, așa. Era foarte mare gălăgie, vorbea unul peste celălalt, fiindcă nu se știa de respect. Și am zis, bă, vorbiți pe rând, să ne înțelegem. Acum se știe. Auzi, Comănici? Bine, nici acum, dar acum nu mai am nicio pretenție, că deja știu că toată lumea vrea să vorbească. Ai ales banii în detrimentul meu. Da. Înțelegi? Îți zic eu. Da. Nu are nicio treabă, nici măcar o secundă, auzi, cu faptul că te-am făcut eu atunci pe tine fetiță sau cățeluș. Și spune și fratele tău de ce acum. Dacă tu te dai atât de deranjat acum, da? Și susții în continuare lucrul acesta pentru care nu m-ai protejat pe mine. Nu, m-a întrebat Maria ce s-a întâmplat săptămâna aia. Dacă te-ar fi deranjat, mai fi votat pe mine. Păi asta ziceam că nu l-ai fi votat pe mine. Dar și ne aducem aminte de acum 7 luni în urmă. Păi da, dacă asta. E vorba pe așa, stau și eu să mă uit la toate emisiunile, toate episoadele. Atent. Bă, Adriana, vorbește tu și fă tu subiecte în emisiunea asta. Bă, tu și lua... Veniți și vă dați cu părerea. Vreau eu să vorbesc cu Marinescu. Adriano! Veniți și vă băgați. Nu era vorba de asta. Am deschis un subiect. Lasă-mă să vorbesc cu omul ăsta. Te bași și tu da, acolo da, pentru ce? Da, aduceți de acum 7 luni da, în urmă. Vă presupune despre ce vorbim aici. Cu discutăm că am vorbit despre intervenit. Păi atunci stau și eu să iau fiecare episodul în parte și să vă că și așa, de 7 luni. De 7 luni stai degeaba. Mai stai 7 luni. Păi nu știu chestia asta, Comănici, că stau degeaba, că nu este adevărat, nu stau degeaba. Ai dreptate, uite, vorbeam, aveam un subiect. Cum ăsta te-ai băgat? Dacă m-am băgat, ce nu am voie să mă bag? Auzi, Comănici, dar pentru tine cum e bine? Că vorbesc, nu e bine, că stau degeaba, nu e bine. Dar ce să fac?
Ce vrei să mă? Închideți-l la valieră. Închideți-l pentru tine, atunci să mă duc acasă, nu? Dacă nu puteți la valieră, la drept. Luca, bravo, dar crede-mă că nu sunt cam așa ușor de mine. Bravo. Luca, bravo. Ești fericită? Asta e Adriana noastră. Te-ai calmat? Nu, nu m-am calmat. Uite, nu, Romeo vrea să te ia, vrea să te iubească, de ce nu vrea să mă... Ce? Iubească, cum ai zis tu. Vorbești? Bă, deci, Marinescu, în momentul ăla, dacă mie mi-era frică de tine, cum ai spus tu, te-aș fi votat la eliminare. Am înțeles. Eu l-am votat atunci pe Nicos, fiindcă era foarte deranjant. Era mult mai deranjant decât prezența ta aici. Dacă voiam să te votez la eliminare, Adriana, și că mă deranjat, ți-am zis, te votam, dar nu m-ai deranjat pe mine atât de tare. M-a deranjat vorbele tale și n-am avut niciun motiv să te țin pe tine în casa asta. George! Repetați aceleași subiecte, eu nu înțeleg că subiectele astea au fost discutate când a reintrat Marinescu în fii casă. Atent, fii atent aici, fii atent. Adriana, hai Spune. Să vorbim așa. Despre fostele tale relații din casa asta. Hai să vorbim despre fostele tale relații pe care nu le-ai avut. Nu, trebuia să zici asta. Hai să vorbim, dacă toți se aduc subiectele vechi, hai să vorbim despre relațiile tale pe care le-ai avut în exteriorul casei. Dacă tot vorbim de trecut. Hai! De ce? Că tot, că acum nu mai aveți subiecte voi, nu mai aveți discuții. Nu mai este nicos în casă care să vă dea un impuls și să vă împingă de la spate. Pentru care Alexandru! Hai mă, Alexandru! Hai, vino în față, vino în față. Cămăniș, dar de ce vrei să vorbești de relațiile pe care le-am avut eu în casă și nu discuți de relațiile pe care tu nu le-ai avut în casă? Eu am avut o relație. Care? O zi, două, cât a fost, am avut și o relație. A fost doar în gală! Bine! Oale! A fost doar în gală. Du-te, Marinescu, du-te de aici și culcă-te. Băi, Adrian, Alexandra. A fost doar un singur Alexandra. Pupic în gală. De trei ori. Și după aia a plecat. Nu, un singur pupic a fost în gală. Da, bă, uite. Și după aia a plecat. Marinescu, nu mai ai glas acum? Nu mai am viața mea. Hai să zic o chestie. Alexandru, ar trebui să fie ocazia ta. Să-l detronezi pe Comănici. Ești în stare să mă asculți? Da, te rog, spune. Tu ești ultima persoană din această casă care poți să vorbești despre relații. Vorbește despre absolut orice altceva. Vorbește despre materiale. Vorbește despre scandaluri. Vorbește despre certuri. Vorbește despre intrigi. Vorbește despre orice altceva. Nu vorbi despre relații, crede-mă. Voi, în afară de... Care noi doi? Insignă, nu care noi doi? Vorbiți altceva? Bine, Mariana, în sfârșit o întrebare perfectă. Mi-a zis, dacă mi-a zis. Eu zâmbesc, tu ești frustrat. Până și cutiuța. Uite ce frustrat ești. Domnișoara Cristina. Uite ce secat ești. Se vorbește mereu. Te ia la mișto și cutiuța aia. Uite. Cum e, bă, să fii luat la mișto și de cutiuța? Uite ce secat. La baie, a văzut că nu se filmează și a dat tricoul jos și eram și eu și aia. Păi am zis să profila maxim. Eu cred că în momentul de față Mariana îl dorește pe Codruț și, și Comăniș mă dorește pe mine. Bine adevărul! Păi tocmai ce ți-am imputat. Dar de ce tot îmi induci că mie nu-mi place de Andrada? Cumva îți place ție de mine sau cum? Eu sunt genul tău de femeie, nu este Andrada. Acum îl înțeleg, el te place. În sensul că știi de ce? El e pe același vibe cu tine, are nebunia faină, ce ai și tu. Și în sensul ăsta vă potriviți. Poate că prima oară fizic, așa, că nu erai tipologia lui, dar după... Cum și el cu Stoia, că ai zis că îi place tot așa, gen. Da, uite, de exemplu, dacă văd pe Stoia pe stradă, nu tipologia mea de femeie, gen. Dar am vorbit cu ea și am vorbit cu ea 5 minute și n-am vorbit cu restul fetelor cu care am interacționat, cred că 2 săptămâni. Și în sensul ăla, știi? Băi, Andrade, eu acum ce-ți înțeleg că ai încata? Ți-am și spus chestia asta. Și lumea vine mie și spune, vai cu Andrei, cu nu știu ce, eu mai iau în serios, că eu nu bagă seama ce zice lumea. De ce bagi în seama? Și la mine pe fapte, gen, atunci dacă vorbe. Ce buzici în tutele rău. Nu tu și la căldurică aici? Dar nu cred. Stai mă, că și lumea spune că tu ești cu mine fake. Păi nu bagă seama. Mă, de ce nu ai crede? Ce scop aș avea eu, Andrade?
Ce să vă de câștigat? Să stau în casă, casă. Să stau în casă? Eu mă duc acasă, mă, nu-i nicio problemă. Comănici, a venit în emisiune să mă de relații, dar el... Vorbește tu de relații, da. Ce relații? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.